Bună, sunt Daniel Vinca și vă spun salutare de la Hapul Zilei. Întrebam colegii înainte de emisiune despre ce am putea vorbi astăzi și un coleg mi-a dat o idee interesantă despre politică și felinarul roșu. Poate apropierea vi se pare forțată sau plină de mister. Haideți să o elucidăm. Ei bine, colegul meu spunea că, domnule, n-ar mai trebui în Piatra Neamț sau, știu eu, prin cele localități de pe cuprinsul patriei și județului, ca partidele să fie așa împrăștiate prin toate colțurile. Nu, ar trebui toate sediile de partid să fie pe o stradă, cât mai compact așa, cât mai unitar. Și ca să nu cheltuie prea mulți bani aceste partide cu firme mari, luminoase, bannere și alte minunății, ar trebui doar acolo fiecare la poartă să aibă semnul electoral, ca totuși să facem o deosebire, și toate, fără nicio diferență, să aibă lângă semnul electoral un felinar. Un felinar roșu și aprins. De ce? Pentru că, pe de o parte, și nu o spunem noi aici la Hapul Zilei în premieră, politica asta se cam înrudește cu cea mai veche meserie din lume. Știți care e aia. A, este evident că nu toți oamenii din toate partidele pot fi acuzați de faptul că joacă duplicitar, că au limbaj dublu, că discursul lor e mai mult sau mai puțin demagogic. Nu, nu toți. Dar unii dintre ei, din păcate, unii din cei care ajung la vârf, pot fi fără nicio rușine acuzați că fac concurență neloială prestatoarelor de pe centură sau din alte stabilimente mai mult sau mai puțin legale. Deci, haideți să o luăm pe rând. Limbajul dublu, chiar astăzi este o știre aici la noi despre faptul că membrii aceluiași partid în Consiliul Local Piatra Neamț susțin o cauză, pledează pentru o cauză, pentru alocarea unor bani pentru o categorie defavorizată. E vorba de asistenții persoanelor cu dizabilități, care, nu-i așa, au restanțe și trebuie ajutați până vin banii de la guvernul Mumă, de ceva fonduri locale. Ei bine, acești consilieri social-democrați pledează social pentru ca acești oameni să fie ajutați. Ei bine, fix în aceeași zi în care la Piatra Neamț se vota pentru așa ceva, la o distanță în spațiu de vreo 15 km și în timp de vreo 2 ore jumate, 3, colegilor de partid, consilieri din același partid, s-au opus cu vehemență, ferm, total, brusc, brutal, unei propuneri similare. Este evident că, așa cum asistentul persoanei cu dizabilități de la Piatra Neamț trebuie să mănânce, mai ales că prestează, și acum citesc din ce spuneau cei care predau pentru cauză, bine, oamenii ăștia prestează o muncă non-stop, de 7 zile din 7, 24 de ore din 24, e bine, așa cum cei de la Piatra Neamț trebuie să mănânce, și cei de la comuna Văscăuții din Deal, Pocreaca din Vale sau, cazul nostru, Zănești, sunt la fel de aflați în nevoie, în ananghie. E bine, oameni din același partid susțin într-un loc Z un lucru, iar fix pe aceeași cauză, la mică distanță, susțin cu totul altceva. A, am putea specula că la Piatra Neamț primăria, conducerea, administrația este de o culoare non-consilieri, și atunci, non-consilierii respectivi, și atunci, domnule, țipăm să dea primarul bani. Dincolo, primarul e din aceeași culoare politică. Nu știu dacă e vorba despre asta. Nu știu nici dacă e vorba că, așa cum se pronunța un consilier de mai la Vale de Zănești, domnule, dar câți ne-au votat? Eu nu cred că ar trebui să conteze atunci când votul consilierilor decide sprijinirea unei categorii, o problemă pentru comunitate, să se mai gândească cineva cine cu cine a votat. Mai ales că i-au câștigat puterea în comuna respectivă. Sărind de la limbajul dublu, putem atinge o altă temă pentru care unii politicieni merită nu medalii, ci același felinar roșu. Și chiar n-ar fi o idee, noi aici la TVM, să facem așa un fel de ecuson cu felinare roșii pe care să le oferim celor care le merită. Nu le vor purta pentru că n-au destulă bărbăție. Ca să revenim la oile noastre. Aceiași politicieni, când erau în opoziție, într-un loc sau în altul, țipau că, domnule, primăria trebuie să facă, primarul trebuie să facă. Când sunt la putere, nu mai fac acel lucru. De ce?
Fie pentru că între timp și-au dat seama că nu se poate și nu vin în fața opiniei publice cu scuzele de rigoare, domnule, am bătut câmpii, nu ne-am informat, n-am știut, nu ne-a dus capul, fie pentru că poate au avut dreptate, ăia dinainte făceau altceva cu bani. Dar acum fac la fel ca cei pe care îi criticau. Mai mult am văzut tot într-o ședință din asta, pentru că ședințele astea sunt foarte interesante. Nu, astea de la Piatra sunt fix. Ședințe foarte interesante sunt la consiliile locale de la țară, din mediul rural. Am avut ocazia să văd cum într-o ședință un consilier care până în vară era foarte vocal și în toate ședințele ridica probleme, cu anume doză de bun simț, zic eu, acum să spună, hai domnule, dar pierdem timpul în discuții inutile. Am avut ocazia să văd consilieri care, deranjați de faptul că la o ședință se mai și discută înainte de a se vota, tip mașină de vot, să spună că ei sunt grăbiți și că pentru, știu eu, întâlnirea aia pentru care sunt plătiți din banul public, nu trebuie să aloce prea mult timp. Adică, domnule, la o ședință cu 7 puncte sau cu 20, un 5 minute, 10, un sfert de oră ar fi destul pentru faptul că ei poate uneori au o indemnizație, nu colosală, dar măcar așa câte leafa unui angajat pe o săptămână. Angajat care lucrează o săptămână pentru acei bani, 8 zile, în diverse condiții, fie la tarabă, în piață, fie, știu eu, pe schele, la temperaturi de 40 de grade, cum au fost în vara aceasta. E bine, acest limbaj dublu, această schimbare de discurs a politicienilor arată că nu avem, mai ales pe ulița satului, oameni care, dincolo de talentul, vrăjeala, Caterinca, pe care o folosesc în campanie electorală, n-au o minimă bază de cunoștințe administrative. Nu mai spunem de cele politice. Ne referim la astea administrative. Sunt oameni care poate sunt consilieri de 2-3 mandate și n-au pus never mâna pe două cărțulii. Că administrația locală, la nivel de ales local, are două cărțulii de căpătâi, o Biblie, Vechiul Testament și Noul Testament. Ar fi în cazul acesta vorba de legea 215, administrației publice locale și statutul aleșilor locale. Nu sunt foarte lungi, trebuie doar citite, nu cere nimeni să fie memorate. Dar ideea e măcar să înțelegi spiritul legii. Mai acum câteva zile, doamna subprefect spunea de faptul că în perioada următoare, specialiști din prefectură vor merge și vor monitoriza activitatea secretarilor din comune. Nu e rău, dar nu e destul. Eu cred că ar trebui prefectura sau alte instituții de interes județean să acorde o minimă atenție consiliilor locale. Felul în care aceste ședințe sunt pregătite uneori pe genunchi cu încălcarea flagrantă a legii, care spune clar, domnule, nu te adun la ședință până când cu 5 zile înainte nu ești convocat și nu primești materialele în mână. De ce? Ca să nu votez în orb, ci să votez în cunoștință de cauză măsuri, decizii care afectează sau vor afecta viața comunității. Ei așa. Repet, consilieri de 2, 3, 4 mandate veșnici în unele consilii locale din județul Neamț merg la ședințe fără a vedea, fără a primi aceste proiecte. Nici nu le cer, nici nu interesează. Ei merg acolo că le place ecusonul de consilier ales local, dar nu fac nimic să merite acel statut. Și revenind la ideea prefecturii, poate n-ar strica ca din timp în timp, în funcție de resurse, că știm că sunt puțin salariați la prefectură, să meargă unii specialiști de acolo, măcar să asiste la unele ședințe de consilii locale, pentru că eu sunt convins că și-ar face cruce mult și bine de ce parascovenii vor vedea la fața locului. Sunt consilieri care n-au înțeles că la o ședință se discută strict pe problematica respectivă, că la ultimul punct oricum ai interpelări diverse, răspunsuri, discuții și așa mai departe, și amestecă un proiect cu altul, discuția și analiza unui proiect cu problemele personale. Îl întreabă pe unul de ce a fost la nuntă, de ce n-a fost la nuntă, de ce a vorbit nu știu ce în cârciumă sau în biserică, de ce a fost în biserică pe o altă temă. Oamenii ăștia n-au habar și nici nu sunt ajutați, pentru că unii dintre ei poate nu pot mai mult sau n-au învățat mai mult, nu sunt ajutați să vină pe calea cea bună. Legiuitorul a lăsat accesul în consiliile locale liber. Singurele criterii sunt cele de vârstă și de domiciliu.
dintr-o logică firească, adică, domnule, nu îngrădim accesul la demnitatea publică locală de condiții draconice de studii, de extemporale sau alte examene. Tot legiuitorul însă obligă la un moment dat și pe consilieri și pe întregul consiliu și pe primărie să ajute acești consilieri să învețe măcar buchile de bază ale ideii de administrație publică locale și să facă un curs. Nu a făcut nimeni niciun curs de acest gen, nu a verificat nimeni niciodată. De ce? E simplu, unii primari au tot interesul să aibă nu consilieri locali care dezbat o problematică în cunoștință de cauză, ci să aibă un fel de turmă care ridică disciplinat mâna, votează orice, oricum, oricând. După aia se merge la o cafea, la un șpriț, toată lumea e mulțumită, eventual ne-a mai rezolvat și o chestiune personală și viața merge mai departe. Sunt consilii locale în care în ziua ședinței se bagă pe sub preș, pe sub masă, proiecte de hotărâri foarte importante sau se completează hotărârea, adică în loc de un proiect pentru alocarea unui teren care a fost studiat înainte, ai surpriza că în ziua ședinței în mapă să fie vreo 3 astfel de proiecte. Mai mult, nici nu-s proiecte, sunt un fel de ciorne. La proiectul de bază apar niște cereri. Bineînțeles că în legislație nu avem ideea că un consiliu trebuie să aprobe cereri. Nu, un consiliu trebuie să aprobe strict proiecte, care proiecte pot fi făcute și pe baza cererii unei persoane. Nu se pune problema. Persoana cere, primarul face un proiect, îl argumentează pro sau contra și inițiatorul și specialiștii din acea primărie. E prea multă muncă. No, lăsăm doar cererea lui Gigel și dacă onor consilierii sunt băieți buni, votează. Încălcând flagrant legea, dacă un consilier întreabă, domnule, de ce nu ați betonat proiectul cum trebuie, e cârcotaș. Ce nu înțeleg cei cărora li se servește explicația, nu s-a votat pentru că n-au vrut consilierii, este că ei sunt păcăliți. În primul rând, ei probabil au făcut o cerere și cineva i-a asigurat că acea cerere e îndreptățită sau poate fi analizată. Dar dacă n-a făcut pasul 2 să pună în practică transformarea de la cerere la proiect, practic îi păcălește, probabil că le mai bea și adălmașul de pomană, iar dacă s-ar vota o asemenea inepție, cei rămași vulnerabili sunt tot beneficiarii. De ce? Pentru că e una să-ți fie alocat, nu știu, pentru o familie tânără, nu? Un teren, cum prevede legislația, în deplină legalitate și să intre în stăpânirea, în administrarea acelui teren beton din punct de vedere administrativ și altceva să fie pus în administrarea acelui teren total ilegal. Rămâi, cum se spune, cu fundul gol în fața instituțiilor statului care mai devreme sau mai târziu descoperă sau pot descoperi faptul că tu te afli într-o situație ilegală și costă foarte mult îndreptarea acestei situații dacă ea se mai poate face. Bun, sugestii pe această problematică a instruirii consilierilor locali din comunele Patriei și a județului pot fi făcute multe. Noi de aici, de lângă Hapul Zilei, ne-am făcut datoria doar să tragem un semnal de alarmă pentru că, așa cum spuneam, mulți politicieni, nu toți, dar mulți, de pe diverse etaje, de foarte sus până jos, pe ulița satului, merită la rever acel felinar roșu, care arată că, dincolo de promisiunile frumoase, demagoge de prin campania electorală, după aia nu mai au nicio legătură, nici o sfântă durere în cot de problematica reală de pe ulița satului. De ce se întâmplă chestiunea asta? Simplu, pentru că tot cu colegii vorbind, am înțeles care ar fi diferența între celebra Maria Magdalena, păcătoasa de Maria Magdalena și unii politicieni de-ai noștri. Într-un final, Maria Magdalena s-a căit, a ajuns la nivelul în care și-a dat rău de greșelile anterioare făcute și a încercat să intre pe un drum bun și să recupereze din greșelile trecutului. Unii politicieni de-ai noștri nu au nici o intenție în acest sens, ba dimpotrivă se gândesc de la o zi la alta cum să păcătuiască în continuare. Bine, dacă păcatul ăsta aduce și un folos material, tot mai clar, tot mai consistent, cu atât mai bine buzunarului lor. Și, evident, acelui
felinar roșu pe care și-l merită cu vârf și îndesat, și cu vârf și îndesat la rever. Sunt convins că unii din cei vizați se vor simți atinși de ceea ce spun eu. Dacă se vor simți atinși și vor face un pas, nu în a-și acoperi mai bine greșelile, ci a reveni pe drumul cel bun, eu mă bucur. Iritarea lor sau antipatia lor pentru mine contează mai puțin. Sunt Daniel Vinca și vă spun salutare de la Hapul Zilei.